Așa cum spuneam, mâine seară avem concert în București cu trupa Byron, o trupă specială care de 15 ani încoace cântă o muzică super interesantă cu versuri profunde și influențe diverse. Sunt artiști care au cântat pe scene mari de festival, dar și intim și acustic pentru o mână de oameni. Au improvizat mult, au experimentat o felul de lucruri doar pentru că era vorba de niște provocări tentante și au realizat înregistrări de excepție în studiouri celebre din Marea Britanie. Vara trecută am povestit la Radio România Actualități despre toate acestea cu liderul formației Dan Byron. Acum artistul revine între prieteni ca să vorbim despre ce a mai făcut în ultimul an trupa lui de suflet, ce proiecte urmează și cu ce gânduri se pregătesc rockerii să urce pe scena de la Teatrul de Vară Mihai Eminescu din Capitală mâine seară. Te salut, Dan, bine ai venit! Salut, bine v-am găsit! A început bine vara, ați cântat la Iași, la Rock Another World 2021 cu Muse Quartet, apoi la Sibiu, în Piața Mare, alături de Filarmonica de Stat Sibiu, dirijată de Tiberiu Soare. A fost frumos, nu? Da, a fost un început foarte exploziv, așa. Și ca să ne luăm o grijă de pe suflet și să se știe, după concertul de mâine seară, de la 19:30, urmează la Cluj, parcă, da, pe 15 iulie, la Street Food Festival, la Timișoara, la Faber, pe 16 iulie, iar pe 31, din nou în capitală, în parcul Alexandru Ioan Cuza. Exact. Sunt niște condiții, trebuie spus că pot participa spectatorii vaccinați, cei cu test PCR nu mai vechi de 72 de ore, sau cu test rapid nu mai vechi de 24 de ore, sau cu bilet de externare din spital nu mai vechi de 90 de zile și nu mai devreme de 15 zile, dar sunt excepții de la regulă pentru minori și se pot face și teste rapide, la accesul la concert acolo? Să știi că asta nu știu să-ți spun. Așa, parcă scrie pe site-ul de unde se pot cumpăra bilete. Dacă... Este posibil, da, este posibil. Cum bineînțeles că e situația asta foarte ciudată și cumva noi încercăm, noi și organizatorii încercăm să facem lucrurile să funcționeze pentru toată lumea, dar nu e. Să spun, nu vrem să riscăm nimic. Da, e o situație specială oricum în ultima perioadă. Înțeleg că ai început să găsești totuși destul de multe efecte pozitive ale izolării sau inacțiunii din pandemie, prilej de reașezare și regândirea priorităților, nu? Sigur. Sunt multe lucruri pe care nu le apreciam înainte, pentru că le luam de-a gata. Și acum cred că cel puțin o parte din noi au învățat să fie mai atenți unii la alții măcar. La începutul lui august am înțeles că vei merge într-o tabără mai altfel, unde vei fi mentor pentru? Cred că acea tabără nu se va mai ține, nu? Pentru că n-au reușit să ocupe destule păcat. Locuri. Păcat, mare păcat. Din câte știu eu, ei își propun să o reia la anul, uh-huh. Când sperăm că lucrurile vor fi mult mai normale ca acum. Cum e cu muzica de biniște, Dan? Din cărticica de biniște am descoperit acolo un capitol savuros. Da, muzica de biniște este muzica pe care o ascultăm acasă atunci când suntem, să zicem, singuri sau în compania familiei. Și este, în general, muzica care ne reprezintă, muzica care a fost alături de noi în momentele alea importante din viață și... Sunt piesele alea pe care nu le vom putea uita niciodată și pentru fiecare dintre noi sunt altele. Și chiar așa, care sunt momentele cu colegii sau cu publicul care ți-au rămas cel mai mult lângă suflet? Unde și când te-ai simțit cel mai bine? E greu de spus, pentru că au fost foarte multe momente, dar bineînțeles că 2020 fiind așa un an de sacrificiu cumva, nu pot să nu mă gândesc la toamna lui 2019, când am lansat albumul nouă și când am avut la Arenele Romane un concert foarte, foarte fain. Ce s-a mai întâmplat? Ce s-a mai întâmplat de la albumul nou lansat în 2019? A fost un album care a venit după multă muncă și zbatere, a spus foarte mult suflet în el, știu asta, ne-ai povestit despre asta. Ce ați mai făcut de atunci? Din fericire pentru noi am reușit să-i terminăm turneul de promovare, mm-hmm. Înainte să înceapă toată nebunia, și am reușit să filmăm un concert fără public, în care l-am cântat pe tot de la un cap la altul. Și asta a fost cumva așa, ca și cum am fi reușit să închidem cercul după care a început pandemia. Și cum v-ați descurcat în perioada asta? Ce soluții ați găsit ca să fiți totuși alături de fani? Cum v-ați finanțat activitatea? A fost destul de complicat.
Am mai ținut niște concerte online, dar evident că nu e același lucru. Adică, nu știu, să încerci să mimezi prezența prin citirea unor comentarii sau prin răspuns la niște întrebări e un pic mai ciudat decât cu interacțiunea directă. Am mai avut niște momentele de-astea pe Facebook Live în care ne-am apucat pur și simplu fiecare de acasă să povestim tot felul de întâmplări de pe parcursul carierei noastre. Financiar, ce să zic, ne-am descurcat destul de greu. Ne-a ajutat și indemnizația de la stat. Acum văd că trebuie să plătim impozit înapoi, dar asta e situația. Da. Și au trecut, uite, 15 ani, trupa a crescut și a coagulat în jurul ei o comunitate de fani și de prieteni care împărtășesc cam aceleași trăiri și valori, așa cum spuneți voi, consumatori de vise cu capul în nori, dar bine ancorați în România de azi. Cum caracterizați piața muzicală din România? Cum vi se pare, cum ți se pare ție? E destul de dezechilibrată. E foarte, foarte mult axată pe muzici care deja s-au consumat, ca să zic așa, adică de muzici mai vechi. Pe de altă parte, de muzici foarte noi, adică există partea asta de mainstream care nouă ne este inaccesibilă. Care intră în topuri, nu? Până la urmă, fiecare e liber să asculte muzica cu care rezonează, dar tu absolut te vezi cântând sau scriind un alt gen de muzică doar pentru mai multă vizibilitate sau mai mulți bani? Să știi că la un moment dat am cochetat cu ideea, dar eu, nu știu, am eu o problemă, cred, că nu pot să fac ceva ce nu simt. Până la urmă, știi, e același lucru și cu actorii care joacă în telenovele, dar asta nu înseamnă că își trădează meseria de actor, spun ei. O pot face cu aceeași rigurozitate și dăruire artistică jucând în telenovele sau pe scena teatrelor. Nu? Totuși, eu știu că tu crezi în puterea muzicii de a educa gustul pentru artă și muzica de calitate. Nu? Da, bineînțeles, dar asta ține de deschiderea fiecăruia. Adică muzica nu te poate schimba cu forța. Știi? Da. Dacă fiecare dintre noi ar încerca să-și construiască o cultură de bază, atunci, da, lucrurile ar sta un pic diferit. Pentru cultura muzicală, cum arată, revenind la Biniște, cum arată un playlist muzical de Biniște întocmit de Dan Byron? Cum ar arăta? Cred că în fiecare zi ar arăta altfel, pentru că eu am o colecție considerabilă de discuri și ascult în continuare cam tot ce apare sau, mă rog, tot ce mi se pare destul de interesant să fie băgat în seamă. Așa că, da, se schimbă de la o zi la alta. Eu am și făcut un playlist de Biniște pe Spotify și l-am și share-uit. Dar playlistul respectiv a fost playlistul făcut în ziua respectivă. Probabil că astăzi ar arăta altfel. Mă uitam pe capitolul ăsta. Tu chiar ai un prieten care nu se poate trezi fără AC/DC? Da, a fost, la un moment dat a fost foarte haios că a dormit la mine și dimineața eu am pus ceva muzică de asta mai veche, de americană, de tip Broadway, așa, ceva Gershwin, care mergea cu cafeaua și cu atmosfera de dimineața aia veselă și prietenul meu vine și văd ce faci, mă adormi la loc. Ce asta? Muzică de lift? Mi-ai pus muzică de lift? Da, ceva de genul, da. Da. Mi-a plăcut foarte mult un episod din devenirea ta muzicală, din perioada de început când nu prea ți ieșea grozav cântatul și ai fost criticat de doi oameni, de tatăl tău și de Nea Luca, un bătrânel mai golănel, așa, da. Un personaj foarte pitoresc. Ce-ți mai amintești de atunci? Îmi amintesc că nu mi-eșa cine știe ce pe gură, ca să zic așa, adică nu aveam nici experiență, nu știam ce anume să fac ca să pot să cânt mai bine, dar în același timp eram foarte încrezător că eu sunt deja foarte bun, adică nu exista îndoială. Și toată treaba asta m-a făcut de fapt să merg înainte și să ajung să am o experiență și să ajung să înțeleg cum funcționează și să știu să scot sunete pe gură așa cum trebuie. Mă întreb ce s-ar fi întâmplat dacă aș fi fost un tip mai conștient de sine, adică dacă mi-aș fi dat seama că sunt atât de praf. Probabil că m-aș fi lăsat, m-aș fi aflat de altceva. Da, da, la un moment dat spuneai că ceva de genul, cântatul vocal e un soi de drog. Cânți la tine însuți și când vibrezi cu tot corpul, da. E foarte addictive.
Da, explică-ne puțin, cum e treaba asta? Pentru mine e ceva normal, pentru că o fac de o viață deja și mă resimt doar atunci când, spre exemplu, sunt în concediu și nu când pentru o perioadă, să zicem. Dar bine, de obicei în concedii la mine există momente în care mi se pune o chitară în brațe, că așa se întâmplă. Dar dacă nu se întâmplă respectivele momente, efectiv, intru în sevraje. Nu mai e bine, adică nu mă mai simt în apele mele. Și am întâlnit mai mulți oameni care cântau la alte instrumente și la un moment dat s-au apucat să cânte vocal și efectiv au lăsat totul baltă. Adică în momentul în care s-au apucat să cânte vocal și și-au dat seama care e diferența, n-au mai putut să continue să facă lucrurile așa cum le făceau înainte. E boală grea asta. Da. Și tu ai început cu vioara, apoi flaut și apoi restul e istorie, cum se spune. Dar te-ai molipsit de mic. Da. Bine, la mine a fost o chestie mai mult tehnică, să zicem, pentru că locuiam într-un cartier care la ora aia era destul de rău famat, respectiv Pantelimon. Pantelimon, o pepinieră pentru muzicieni, nu? Sau... Da. Indiferent de gen. Pantelimonul, Titanul, da. Și ai mei au încercat să, și pe mine și pe fratele meu, au încercat să ne țină departe de Maidan. Și de-aia ne-au dat la școala de muzică, neștiind că vom face și carieră din asta. Ai făcut carieră și alături de alte trupe, urma acum, dar alături de cei de la Byron, trebuie să spunem și să-i menționăm și pe colegii tăi, Sergiu Mitrofan la clape, Laszlo Demeter la bas, Dănuț Georgescu la chitară și Ovidiu Cristian la tobe, rămâne aceeași componență și pentru mâine seară. Da. La Teatrul de Vară Mihai Eminescu din București, concert Byron, vă reamintesc, de la 19:30, urmează și alte spectacole susținute de cei de la Byron. Alături de noi, liderul trupei, creierul, sufletul trupei, Daniel Radu, pe numele de scenă Dan Byron. Aș vrea să te întreb, îmi amintesc că ești pasionat de cărți. Îți mai faci timp să citești? Ce ne recomanzi? Ce ai mai citit fain în ultima vreme? Asta nu se termină niciodată. Adică asta cu cărțile este o lume cu totul specială de care nu mă pot despărți, pentru că una la mână că îmi place foarte mult literatura, a doua la mână că găsești foarte multe, cum să zic eu, chestii utile în cărțile care nu sunt literatură. Adică eu am, nu știu, pornind de la romane până la cărți de bucate sau... Mi se pare că e singura metodă prin care pot să înveți cu adevărat niște lucruri. În ultima vreme citesc, mă rog, am citit așa, o zi, dar o zi nu, ca să zic așa, citesc o carte scrisă de un tip din Serbia, nu din Serbia, din Bosnia, pardon, așa, un tip pe nume Alexander Hemon, care se numește Nowhere Man și e o carte despre, o carte scrisă în engleză, omul s-a mutat în state și a scris direct în engleză o carte despre cumva toată faza asta cu emigrarea și cu bosniecii, că tot îmi vine să zic sârbii, bosniecii care aveau mari probleme la începutul anilor 90 din cauza războiului și tot felul de... E o temă care... Foarte bine scrisă, foarte bine scrisă. Da, te preocupă și pe tine, a fost și albumul nou despre fenomenul emigrației românilor, despre cei rămași și cei plecați din țară. Oricum, se simte că citești mult și divers muzica Byron, te pune pe gânduri, de aceea trupa cred că are o responsabilitate față de noua generație, față de cei cărora le place să fie puși pe gânduri, cei care ar trebui să se gândească ce ar trebui să facă pentru o societate mai bună, mai normală, la cap. Emisiunea asta se cheamă Între Prieteni și aș vrea să te întreb ce înseamnă pentru tine prietenia. Prietenia e o stare necondiționată, adică sunt foarte mulți oameni care au impresia că prietenia este un soi de business, un soi de te ajut pe tine ca să mă ajut pe mine. Dar nu e un soi de business, e o chestie pe care nu pot să o explice, ca dragostea cumva. Este o apropiere între niște oameni care se ajută necondiționat sau, mă rog, nu se ajută, orice necondiționat, adică care își dau tot ce au fără să intereseze o întoarcere, cum să zic. În ciuda oricăror obstacole sau dificultăți, așa cum și tu te-ai încăpățânat
În ciuda dificultăților să faci muzică în timp ce alții au cedat și au renunțat la pasiunea lor, cred că e o relație de prietenie cu muzica, nu adevărată. Cred că e o relație mai adâncă decât prietenia, da, mm-hmm. Dar ce te-a dus mai adică departe? Adică e, știi cum e, la mine muzica curge prin vene, adică nu, e parte din mine, nu mai poți separa. Și privind în urmă, la cariera ta, ce s-a schimbat și ce s-a păstrat în felul în care faci muzică, dacă încerci să-ți amintești de Dan Byron de acum 20 de ani, să zicem 25? În primul rând, sunt mult mai conștient de limitele pe care le am, sunt mult mai conștient de... știu, în momentul ăsta știu să scriu sau să cânt, sau, adică știu despre ce e vorba. Nu știu, acum 20 de ani visam. Scriam când aveam inspirație, nu așa. Adică asta este, cum să spun, manifestarea începătorului. Știi, aștepți inspirația ca să scrii. În momentul în care nu mai ești începător, nu mai aștepți nicio inspirație, pentru că astăzi ai zi liberă, mâine poate nu mai ai și astăzi trebuie să scrii ceva. Și te așezi și scrii. Asta e. Scrii și știi să faci asta, dar cel mai dificil, după cum spuneai și tu, e să scoți din tine ce ai mai adânc și mai profund de transmis. Se va întâmpla din nou mâine seară un fel de magie între voi și public, așadar pe finalul discuției noastre de astăzi reamintim și îi invităm din nou pe rocker să meargă mâine la concert la Teatrul de Vară Mihai Eminescu. Succes! Cred că mai degrabă pe iubitorii de muzică. Rockerii sunt, să zicem, oameni care ascultă doar un gen. Pe consumatorii de vise atunci. Da. Să ascultăm și piesa asta care se sună atât de bine și transmite atât de mult. Mulțumim, Dan. Succes în continuare. Să aveți o vară plină și să vă meargă bine și să se întoarcă toată energia publicului spre voi. Numai bine. La fel vă doresc. Numai bine. Dan Byron în direct la Radio România Actualități a fost astăzi. Rămânem încă o oră între prieteni până la ora 13. Acum, înainte de știrile orei 12, ascultăm această piesă cu Byron, Consumatorii de Vise.